Suporter Club Oțelul Galați mai are doar o zi până să devină oficial partea fotbalului românesc. Așteptarea va lua sfârșit în mod normal marți 19 iulie, când gruparea de la Dunăre trebuie să primească actele. Normal, n-ar trebui să avem emoții, dar ținând cont ce s-a întâmplat data trecută, că au mai lipsit ceva de pe la dosar, normal că sunt anumite emoții, dar din câte știu am vorbit cu suporterii, cu cei care au fost acolo la tribunal, au depus, au fotografiat, au tot ce trebuia depus, toate acestea sunt adus dosar. Normal, n-ar trebui să mai fie alt fel de probleme, dar trebuie să așteptăm decizia. Stelian Bordieanu și-a format în mare parte lotul pe care se va baza la echipa de seniori. SC Oțelul Galați urmează să pornească din Liga a 4-a. Da, în general am mai vorbit acum, da, cu jucători care, eu știu, au mai jucat și la foști jucători de la Oțelul, care au jucat chiar și prin, care au jucat prin județ. Și, da, în ce erau mai greu, care la nivel mai sus, că da, nu prea e atrage varianta de a juca la Liga a 4-a, dar după ce ies actele, o să vedem atunci, să vorbim la concret. Eu cred că o să găsesc modalitatea de a forma un lot. Acum vedem ce jucători vor fi disponibili. Suporter Club Oțelul Galați este un curmat modelul Sosios, patentat deja la Timișoara, orașul care are două astfel de grupări care evoluează în ligile a doua și a treia.